Au fost 27 de grade la malul mării, așa că primii turiști au deschis sezonul de bronzat. Unii au încercat și apa, chiar dacă oficial vara vine abia peste două săptămâni. Încă neaglomerată, plaja din Mamaia le-a oferit primilor turiști o zi relaxantă la malul mării. Unii au citit la umbră, alții s-au bronzat, ori s-au plimbat în voie. Mă soare, sper să fie așa cât vom sta. Apa este superbă, minunată, vremea la fel. Am venit special din București pentru prima zi de vară, să zicem. Acest cuplu n-a mai așteptat vara și a făcut deja prima baie în mare. La început e rece, dar după aia se obișnuiește, omul. E bine, e plăcut, e plăcut, e splendid. Hotelurile au încă prețurile din extra-sezon. Mai mult de jumătate dintre români aleg locul de cazare în vacanță, în primul rând, după preț, arată un studiu Momondo, un cunoscut site de călătorii. 41% aleg hotelul în funcție de vedere, și doar 23% iau o decizie în urma recenziilor. Te gândești și la buget, în primul rând, că asta e în România. În principiu, recenziile nu le citim. Prețul este decisiv? 70%. Amplasarea, în primul rând, față de Mare Munte, în funcție de unde doresc să merg, și câte stele are. Bineînțeles, întâi se uită să vadă prețul și apoi, în funcție de preț, verifică și review-urile și apoi își fac rezervare. În schimb, străinii și în special americanii, spune același studiu, își bazează alegerile în primul rând pe comentariile clienților, lăsate pe paginile hotelurilor. Recenziile sunt importante. Vrem ca hotelul să aibă restaurant, iar restaurantul să aibă mâncare delicioasă și să fie deschis atunci când trebuie. Răspundem oricărei recenzii, fie că este pozitivă sau negativă. Cred că este cea mai bună variantă. Studiul a fost realizat în 23 de țări. Au participat și 1000 de români, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani. Urmărește cele mai tari show integral pe ProTV+.